Salutare, salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod de CSGO. De data asta voi face un episod de CSGO Overwatch după foarte, foarte mult timp. V-am spus în trecut că această serie la un moment dat o să ia o pauză, mai mică, mai mare, dar o va lua o pauză pentru că devenise prea hype seria, devenise activitatea prea mare și pe aceea începe să stradă treptat, treptat, pentru că nu mai devenea nimic interesant, așa că acum vedem de ce Cold mai dăm, de ce Suspiri mai dăm, de ce ne mai dăm, de cine mai dăm, de toate nații, toate bolile. Bineînțeles, dacă apreciați seria, puteți da și voi acolo un like, nu mă interesează dacă vreți, bine, dacă nu, chiar like-urile pentru mine nu reprezintă nimic, adică reprezintă suportul pe care mi-l oferiți voi, dar like-urile sunt până la urmă doar niște feedback-uri din partea voastră pe care le dați dacă vreți sau dacă vreți bine, dacă nu, asta e. Dar oricum, poate vedeți noi 500 like-uri. Ok, hai să vedem ce facem la acest episod și să sperăm că dăm de cel mai mare codat posibil pentru că vreau să-i dau daună shutdown. Shutdown-ul îi dăm, nu mai auzim de el, nu mai vedem codat, nu mai auzim. Mamă, direct inferno. Da, tare se aude. Direct inferno, direct terorist, direct ce scorare ea. Pe sper, e pare. Cât are? 5 cu 8. Nu știu pentru ce l-au report, dar o să aflăm, nu? Zic. Dacă l-au report pentru un motiv bine întemeiat sau. O, respect! Prin flash. Dacă le-a păsat prins mă care wall. Auzi că trage, dar gen dacă tragea direct așa pe el, să-ți fi ținut ținta prin smoke. Verific că colțul l-aude pe la acolo. Își afle și aici. Nu și l-a dat. Aude că se trage din partea, dar nu de ce nu și trage. E unul mort și vede și pe celălalt. Pe care totuși, pe care nu reușește să-l omoare, dar reușește să ia assistul. Are o rată de 50% de headshot, mă rog, din 8 kill-uri, 4 au fost headshot, cam. Are un turkey, adică a făcut 3 kill-uri într-o rundă cel mai mult. O singură dată. Și hai să vedem cum se descurcă cu AWP-ul ăsta pe mid, a văzut acolo unul, îl omoară. Vine și ăsta a încercat un nou scope, mai încearcă, nu aici mai încearcă nou scope, dar se cam prostește cu AWP-ul ăsta, ori trage el așa la mișto. Aici reușește să-l omoare și și-a luat mare lamă sau cu ce l-a omor? Parcă i-am auzit așa un cuțit dându-se acolo în spatele lui. Pana mea. Da, deci acolo a dat un aid absolut deloc fail, deci l-a dat mai pai de cap, mai bine dat nu se putea. Drept cap, ia uite, au! Un spray de te duci cu el și pai de cap, dă miroase și spray, spray control. Acolo arunc dacă văd că City nu prea o armă. Tu nu ave pe care cel mai probabil de-a dat Sipsi, unul de la Hanica care cumpără când ceilalți fac safe. Bă, da, aici parcă a dat puțin din timp pre-fire. Gata, daună. No, nici nu-l atinge. Din nou, aici și aici puțin pre-fire pe alea putea deja să fie retras, să fie în sale, să se ducă pe undeva. Mi se pare mie să o joacă puțin cam a little bit fishy. Și-a luat mare flash aici la coechiperul său, deja sub cableate din Ahui, se înjură de mamă de familie de soartă. De soartă, de ce? Sunt cross cum joacă tura asta, dar ia, se apropie la din dreapta. No, nici la mut, nu s-a chinuit să mute ținta. La vede-l, vede, trage, mă, așa. Mai e unul. Dă un flash, mă rog, un flash. În caz de. Și pe ăsta e și pre-fire, nu știu dacă l-a auzit, dacă s-a auzit oricum. Ar fi mai interesant să rămână într-o situație 1v2. Atunci mi-aș da seama mai bine sau să vină doi tipi, logic, din două părți diferite, ca să-mi dau seama cum reacționează, gen să vină așa. Dar parcă de prea multe am nevoie ca să-mi dau seama. Se uită acolo library. Conștientoare sau? E intrat ăsta în vizor, pana mea. Mi s-a părut și logic. Doar e intrat în vizor. El ținea ținta și a intrat pe cap. Interesant cum ține. A văzut aici, aici a avut reflexul bun. Bă, cred că tipul ăsta chiar joacă bine și a primit report pentru faptul că joacă bine. Că scorul este 16 cu 10, nu este un scor, wow, mare hacker, dar era unul care a dat 40 cu 3.
Atunci ziceam și bă, da. Dar tipul, uite, aici chiar a avut un reflex bun. Mă rog, nu pot să spui că a reacționat la o jumătate fracțiune de secundă, dar a avut o reacție cât de cât ok. Chiar foarte bună. Aici, da, aici. Și-a luat, și-a luat-o, și-a luat-o. Pam! Nasoală, și-a luat mare criticală, mare... Să vedem ce vor face la City, acum totul este echilibrat. Runda asta, toți pistoale. N-a reușit să ia pe nimeni pentru că... Oh, a făcut și lui un kill. Cu echipierul lui stătea foarte mult în fața lui și nu prea putea să tragă fără să-l atingă, uite, nou. Dar a reușit să mai dea încă un cap. Frumos, de aim în niciun caz nu este suspect. N-am ce, chiar n-am de ce să spun că ar fi suspect. De aim singura chestie suspectă pe care ar fi a fost unele faze când parcă a dat puțin mai mult pe refire. Sau poate doar mi s-a părut mie. Până mea. Da, acolo o grenadă, moară unul. Uite, fazele astea, dă gen mult pre-fire el. Dă foarte mult pre-fire. Uite, și aici a dat pre-fire. Nu prea îmi dau seama dacă are wall sau nu. S-a terminat tovarăciul, din păcate pentru mine, că nu mi-am dat seama că, nu știu, după părerea mea, cel puțin asta mi s-a părut mie, tipul că am dădea prea mult pre-fire. Acum nu știu ce să zic. Bă, sincer, am avut dovezi atât de evidente încât să-i dau verdict de evident, așa că poate îi face alegerea greșită, dar cel puțin nu mi s-a părut că ar putea avea chiar așa, well, evident, nu. Ăsta este verdictul meu, îi dau Samir verdict, dacă voi sunteți o altă părere, chiar vreau să deschideți secțiunea de comentarii. Să văd și eu să fiu mai atent data viitoare sau nu știu, am mai făcut de mult un Overwatch, a trecut ceva timp, așa că așa, așa că așa. Ca de mică revenire, dați și voi un like și ne auzim data viitoare. Ciao, vezi!